Pe timpul nopții, polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Călăraș au verificat modul în care sunt respectate prevederile hotărârii de guvern numărul 935 pe 2020. În urma activităților desfășurate, organele de control au verificat documentele justificative necesare deplasării persoanelor de la domiciliu sau locuință în intervalul orar 23.05 dimineața, precum și portul măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura de către toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani. Au fost legitimate 124 de persoane, dintre care 58 de persoane au fost identificate că nu respectă interdicțiile privind deplasarea sau liberați circulație și au fost aplicate 58 de sancțiuni în valoare de 22.000 de lei. Astfel de acțiuni vor fi desfășurate zilnic în perioada următoare pe raza întregului județ. În ultimele 24 de ore, polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Călăraș, împreună cu polițiștii locali, au desfășurat acțiuni de verificare pe raza întregului județ cu privire la respectarea măsurilor impuse în contextul stării de alertă, scopul vizat fiind prevenirea răspândirii virusului SARS-CoV-2 la activitățile de verificare participând peste 130 de forțe de ordine. Astfel au fost verificate aproximativ 180 de societăți comerciale, 160 de locații de interes, doi operatori transportatori de persoane, 4 459 de mijloace de transport, dintre care 274 mijloace de transport public în comun, fiind legitimate peste 1800 de persoane. Totodată au fost aplicate 148 de sancțiuni contravenționale, toate pentru nerespectarea măsurilor de protecție individuală. Recomandăm tuturor cetățenilor să păstreze distanța fizică, să poarte masca de protecție și să nu se expună la riscuri.